Bun găsit, doamnelor, domnilor, 100% a început Marea Salvamare. Și o să vă spun de ce am ales această salvamare. Din două motive. Jocul de cuvinte mi-a venit undeva într-o dimineață la cafea, când am știut că o să facem emisiune aici de pe litoralul Mării Negre. Iar salvamarea este, din punctul meu de vedere, un îndemn pentru toți cei de acasă să aleagă litoralul românesc. Și alegeți litoralul românesc din motivul că banii trebuie să rămână în țară. Am văzut foarte multe postări, foarte multe de-astea declarații care spun că, vai, că litoralul românesc este o mizerie și că operatorii de aici vor să facă profite. Bine, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că operatorii de aici, e adevărat că vor să facă profit, dar s-au mișcat. Și s-au mișcat într-un mare fel, sunt niște locuri care rivalizează sau întrec de multe ori destinații turistice preferate de români. Și nu vreau să mă refer la Bulgaria, ci vreau să mă refer chiar la Grecia și nu numai. Eu sunt într-un astfel de loc și o să vă spun ceva mai târziu unde mă aflu. Dar atenție, pe unde am fost, am văzut că oamenii încearcă să facă, să construiască. Și știți de ce încearcă să facă și să construiască? Pentru că cineva la un moment dat în țara asta își va da seama că noi avem un areal pe care ni l-a lăsat Doamne, Doamne, și pe care noi, românii, trebuie să-l apreciem. Este adevărat că sunt locuri în care lucrurile nu merg chiar așa. Dar aici este vorba de educație. Educația și a turistului, dar și educația celui care face afaceri aici. Împreună poate o să reușim și noi am făcut ca jurnaliști acest demers pentru că nouă ne pasă de țara asta și ne pasă foarte mult. Să știți că există la mare, la munte, în Bucovina, în Delta, în Ardeal. Există niște locuri senzaționale, niște locuri în care oamenii se zbat și investesc foarte mulți bani, astfel încât turistul, atât român cât și cel de peste hotare, să se simtă bine și să vină într-un loc în care să-și găsească câteva zile de liniște și de normalitate. Au început lucrurile să se miște pe litoralul românesc. O să vedeți în toată această perioadă, o să vedeți în toată această perioadă ceea ce vom face aici în 100%. Îl ascultăm pe Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, în legătură cu cazul de la Urziceni. Femeia a plecat nensoțită, a ajuns în fața clădirii, în curtea spitalului. Ambulanța a venit din fericire imediat, era foarte aproape și s-a declanșat nașterea, travaliul. Cei din ambulanță, și aș vrea să le mulțumesc public pentru profesionalism și pentru responsabilitate, au asistat această femeie și s-a ajuns în situația în care i-a născut într-un loc total nepotrivit, categoric, și copilul și mama au fost transferați la maternitatea din Slobozia. Ei sunt bine, cel puțin până în momentul de față, starea lor de sănătate este bună, nu sunt probleme, e un copil de 2800 de grame. Dar ceea ce a tulburat, cred că foarte mult, opinia publică, pe bună dreptate, o imagine pe care eu nu credeam să o mai revăd, am văzut-o singura dată în 1985, la un spital din București, eram student pe vremea aceea și am văzut o situație similară în curtea spitalului, cu o femeie care a născut în curte. Vă dați seama că din 1985 până acum sunt 38 de ani și nu închipuiam că după 38 de ani aceste lucruri mai pot să se întâmple în România, țară membra a Uniunii Europene. Acum aș vrea să discut mai puțin despre sancțiuni. Aș vrea să discut despre un principiu care nu o să putem să-l modificăm, indiferent câte sancțiuni vom da. E vorba de principiul care ar trebui să guverneze tot personalul medical, cel al umanității, al empatiei, al responsabilității în fața unui om care are nevoie de ajutor. Pentru că nu discutăm despre calificarea profesională a celui care este de gardă, ci discutăm despre un personal medical care trebuie să fie cu grijă pentru pacient, să vadă ce probleme are pacientul, să încerce să-l ajute, nici de cum să-l îndrume spre ieșirea din spital ca să îl preia o ambulanță. Ăsta e un lucru foarte serios, foarte grav și trebuie să lucrăm foarte mult timp, nu știu cât e foarte greu de cuantificat în timp, dar este în mod evident
o problemă foarte, foarte serioasă și fac un apel public și aș vrea să facem toți acest apel de fiecare dată când avem ocazia către întreg personalul medical să acorde asistență medicală cu empatie și cu grijă tuturor pacienților. Sigur că foarte mulți dintre colegii noștri și le mulțumesc tuturor care acționează în acest fel, dar vedeți că sunt situații în care ajungem într-un film care pare desprins de realitate, dar din păcate în România s-a dovedit a fi real. Noi am trimis imediat după ce am aflat ceea ce s-a întâmplat, am trimis o echipă a Inspecției Sanitare de Stat la fața locului. S-au dat sancțiuni, că am discutat despre sancțiuni, doamna inspector șef Comana o să vă spună toate aceste lucruri. Am făcut o teleconferință cu direcțiile de sănătate publică ca să le reamintim care sunt procedurile și responsabilitățile tuturor unităților sanitare, chiar dacă această unitate sanitară nu avea legătură cu Ministerul Sănătății, pentru că era un spital în subordinea primăriei din Urziceni. Asta n-are niciun fel de importanță. Direcția de Sănătate Publică trebuie să găsească cele mai bune căi încât să, pe de-o parte, să monitorizeze activitatea acestor instituții, inclusiv din punct de vedere al faptului că sunt condiții nu numai igienico-sanitare, dar și condiții de personal pentru acordarea asistenței medicale. Degeaba eu am o secție de obstetrică-ginecologie într-un spital care nu are medici sau nu are asistenți medicali calificați. Trebuie să lucrăm împreună cu autoritățile locale să înțeleagă toată lumea că existența unei unități sanitare este pentru a acorda asistență medicală, nu pentru ca să existe pur și simplu. Problemele legate de resursele umane în diversele orașe ale țării există, vor exista. Noi lucrăm ca să scădem impactul acestor neajunsuri, dar avem, pe de-o parte, modele de bună practică și am avut o întâlnire în acest sens la Bistrița în urmă cu 2 săptămâni și am reușit acolo să găsim câteva moduri în care această problemă poate fi realizată și ne-am fi dorit ca cât mai mulți manageri să participe la această inițiativă a Ministerului Sănătății și a Consiliului Județean Bistrița. Dar noi putem să ajutăm implicarea autorității locale, inclusiv modul de selecție a celor care sunt manageri a acestor spitale, cred că este foarte important. Sigur, chiar dacă nu stă în puterea mea în vreun fel, eu cred că o demisie de onoare sau o demitere a managerului acestei unități medicale de către primarul din Urziceni, ca urmare a acestui eveniment scandalos, eu cred că este și morală și potrivită și vine și unei așteptări din partea populației. Noi avem aceste spitale, repet, ca să acordăm îngrijiri medicale, asistență medicală. Nu putem să avem spitale care nu au interes în niciun fel pentru pacienți sau un interes selectiv pentru pacienți. Mai ales când discuți despre o femeie gravidă, despre un act fiziologic. Nașterea este un act fiziologic dacă nu este complicată și s-a dovedit că nu a fost o naștere complicată. Faptul că doi colegi de la serviciul de ambulanță au putut să asiste această naștere în condiții improvizate, în exterior, iar copilul și mama sunt bine, arată de fapt că ei puteau foarte bine să fie asistați în interiorul spitalului, de cei care erau, indiferent de specialitatea medicului care era de gardă, existau acolo asistenți medicali, lucrul ăsta se putea realiza în interiorul spitalului, în condiții de siguranță mult mai bune decât cele improvizate din exterior. Personal și colegii mei au asistat naștere atât în facultate cât și în stagiatură, deci nașterile necomplicate nu constituie o problemă și niciun caz nu trebuie respinsă sau îndrumată o femeie care este în travaliu spre altă unitate medicală, pentru că riscurile atât pentru mamă cât și pentru copil sunt mari și ceea ce ne dorim este să avem nu numai copii sănătoși, dar și această procedură a nașterii să fie făcută în condiții cât mai bune de siguranță. O să reevaluăm, sigur, facem lucrul ăsta permanent, dar este un proces în permanență. Anumite secții de obstetrică-ginecologie sau de neonatologie
intră într-o perioadă de repaus, de renovare, de concedii și așa mai departe. Cred că însă sistemul medical din România, mai ales prin investițiile pe care noi le-am făcut și le facem în continuare în aceste secții de neonatologie. Da, o să comentăm, doamnelor și domnilor. O să comentăm, doamnelor și domnilor, ce a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Întreaga poveste ne o spune acum și atenție, urmează informații care vă vor afecta emoțional. Colegul meu, Andrei Rotaru, bun găsit, Andrei. Bun găsit, Laurențiu, bun găsit tuturor. Este o poveste pe cât de greu de spus, pe atât de greu de explicat. Ce știm că s-a întâmplat până în acest moment din declarațiile făcute de Ministerul Sănătății, din declarațiile făcute de conducerea acestei unități medicale, este că în această dimineață, la ora 5, o pacientă în vârstă de 24 de ani a intrat pe poarta spitalului, a mers pe picioarele ei prin curte și a intrat în zona de triaj a unității medicale din spatele meu, a spitalului de aici, din Urzicene. Ar fi petrecut, susțin cei din conducerea acestui spital, 10 minute în interior, timp în care a dat semne clare de disconfort. Acuza dureri, se vedea, ne spunea puțin mai devreme purtătorul de cuvânt al spitalului, inclusiv pe camerele de supraveghere, faptul că femeia se ținea cu mâna undeva în zona șoldului, părea în dureri, la un moment dat a devenit agitată, a fost întinsă pe niște scaune. Și asta, atenție, într-un spital. Nu a fost întinsă pe o targă, nici măcar atunci când se afla în interior. Asta ne spunea chiar purtătorul de cuvânt al spitalului puțin mai devreme. Și într-un final, după ce i s-a adus la cunoștință că trebuie să fie preluată de către o ambulanță și dusă în Slobozia, pentru că aici nu are cine să o ajute să nască, femeia a ieșit împreună cu aparținătorii din spital și până la urmă a ajuns să nască pe trotuar în fața spitalului, în acele imagini absolut șocante pe care le-am văzut cu toții. Rămân însă și foarte multe întrebări fără răspuns. Întrebări la care, de fapt, conducerea spitalului nu a avut răspuns. Știm că în acel moment, în această unitate medicală, se afla un chirurg care ar fi putut să o asiste, ar fi putut să o ajute. Nu au știut nici purtătorul de cuvânt și nici managerul să ne spună de ce chirurgul respectiv nu a intervenit. Nu au știut să ne spună nici de ce nu a intervenit nimeni altcineva din spital pentru a o supraveghea pe femeie din momentul în care a ieșit din unitatea medicală și iată până în momentul în care a ajuns să nască pe trotuar și după ce s-a creat agitație, după ce a ajuns ambulanța și era clar că ceva este în neregulă, de ce nu a venit nimeni din spital pentru a o transporta în interiorul unității medicale? De ce nu a fost dusă într-un salon acolo unde chit că ar fi fost asistată de medicii de pe ambulanță sau de chirurgul din spital, putea oricum să nască în condiții, bineînțeles, mult mai igienice decât pe trotuarul din fața acestei unități medicale? Răspunsul managerului și al purtătorului de cuvânt la întrebarea de ce nu știți aceste lucruri este unul cât se poate de simplu. Ne spunea managerul puțin mai devreme că a aflat de toată această situație la ora 7 dimineața și că de atunci a fost ocupată cu cei din Inspecția Sanitară de Stat, care, bineînțeles, au venit aici pentru a face un control. A fost ocupată așadar cu cei care au venit să controleze spitalul și atunci nu a mai apucat să stea de vorbă și cu medicii și asistentele care erau în spital în această dimineață și care ar fi putut și ar fi trebuit, de altfel, să intervină. Au fost multe întrebări la care nu am primit un răspuns direct în timpul unei conferințe de presă care a avut loc aici, în fața spitalului și care a durat aproape 20 de minute, însă ni s-a promis că vor reveni cu răspunsuri pe măsură ce reușesc să stea de vorbă cu personalul care a fost de gardă. Inclusiv poliția a ajuns aici în această dimineață, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu. Nu este însă încadrarea finală a faptelor. Polițiștii încă sunt în discuții cu procurorii pentru a stabili dacă această încadrare ar putea fi schimbată în cazul acestui dosar penal, eventual chiar în vătămare corporală din culpă, dacă se impune acest lucru. Însă acestea sunt aspecte pe care, bineînțeles, procurorii împreună cu polițiștii le vor stabili așadar pe parcursul acestei anchete și în acest moment sunt două echipaje de poliție în acest spital și, bineînțeles, inspectorii care controlează instituția medicală. Laurențiu. Este o anchetă internă care nu s-a finalizat. Noi încă suntem cu organele de control acum. Am ieșit pentru 5 minute să... Considerați că pentru această situație
ar trebui să vă dați demisia? Nu. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat. Noi am procedat exact pe comunică. Erau medichirurg seara trecută în spital? Da, vom verifica, vom face anchetă și vom vedea ce se întâmplă. Bun, această poveste are darul de a revolta întreaga țară. O femeie, în anul 2023, naște de una singură în fața unui spital. Unui spital din România, spitalul din Urziceni. Și l-am ascultat pe domnul Rafila că nașterea e o chestie fiziologică. Nu, e o chestie divină, domnul Rafila, în primul rând. Iar în 2023 să naști ca nevul mediu, deja este cumva o anatebă pe care a pus-o țara asta, peste tot sistemul ăsta pe care îl păstorești, domnule ministru. Marius Tudor cu noi, bună ziua, domnule Tudor, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, Doamne ajută! Ștefan Pleșca, reprezentant AUR, bun găsit, domnule Pleșca. Mulțumesc pentru invitație. Domnul Filip Dumitru este președintele OMD, o să aflați imediat ce este OMD-ul. Bun găsit, domnule Filip Dumitru. E regulă, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. O să ni se alăture și Lucian Iliescu imediat. Marius Tudor, o femeie a născut în fața spitalului din Urziceni. Într-un spital în care exista și chirurg, în care existau cadre medicale care au făcut medicina, în care existau asistente care au făcut școala de asistente, oricare dintre ele ar fi învățat cum să asiste o femeie când este în travaliu și naște, și totuși femeia a născut pe trotuar, în fața spitalului. În fața spitalului nimeni nu a ieșit, nu a băgat acea mamă în spital să-i acorde ajutorul medical necesar, firesc, în 2023. A născut fără dezinfectant, fără medic, fără ajutor și acum în vai trimitem corpul de control, o să arătăm noi cum facem noi cu sistemul. Vedeți dumneavoastră, domnule Botin, femeia este în primul rând creația lui Dumnezeu, cea prin care noi încă mai existăm. Iar domnul Rafila a vorbit prea mult, dar nu a spus nimic. Așa că i-aș recomanda domnului Rafila să-și angajeze niște consilieri mai buni, mai capabili, pentru că noi, oamenii ăștia în România, onești și buni, care mai plătim taxe, care mai plătim impozite, nu mai avem dreptul la sănătate garantat. Deși Cartea Sfântă, cartea de bază a societății, Constituția, spune că dreptul la sănătate este consfințit, din păcate cei care ne conduc pur și simplu ni-l reneagă. Domnule Rafila, n-ar fi mai bine să măriți dumneavoastră niște salarii pe la medici, pe la asistenți, ca să mai dispară șpaga aia și ca medicii să nu mai fie nevoiți să lucreze în cabinete private? Că probabil medicul ginecolog care n-a fost în gardă a trebuit să muncească în altă parte ca să câștige un ban să-și întrețină familia. Pe de altă parte, credeți dumneavoastră că demiterea managerului spitalului o să rezolve problema? Dom'le, nu v-ați obișnuit prea des ca în momentul în care se întâmplă o nenorocire să demiteți pe bandă rulantă? N-ați învățat nimic din spitalele care au ars acum 2, acum 3 ani? N-ați învățat nimic după tragedia de la Colectiv? Și veniți și ne spunem că o să faceți. Păi când o să faceți? Dumneavoastră sunteți acolo ministru, poți să în funcție și aleși de cetățeni ca să veniți cu soluții clare. Și dacă nu le știți, permiteți-mi mie, Marius Tudor, un cetățean umil, să vă zic cum ar trebui să faceți. Păi aveți 2,2 miliarde de euro din PNRR-ul ăsta blamat, care e într-adevăr diabolic, să mai faceți ceva chestiuni prin spitale. Aveți în România peste 600 de spitale și unități spitalicești care la un moment dat, dacă Dumnezeu ne-ar zgudui cu un cutremur, s-ar dărâma. O treime din ele, cu tot, cu pacienți, cu medici, s-ar dărâma. Și dumneavoastră aveți bunul simț, cu ghilimele de rigoare, să veniți să ne spuneți că o să facem. Păi când, domne, când o să murim? Că din păcate în spitalele din România, în majoritatea dintre spitalele din România, intri puțin bolnav și ai riscul să ieși chiar mort. Cum adică să umiliți femeia aia de 40-42 de ani, când actul divin care se îndeplinea prin voia Domnului ar trebui să fie o minune, o bucurie în viața ei? Să-i mulțumiți Domnului că n-a murit nici copilul, că n-a murit nici mama, pentru că dumneavoastră ați fi fost primul care ați fi demisionat.
Eu nu cred că ar fi demisionat domnul Rafila, pentru că acum știi cum e, hai să ne îngrămădim la demisie. Nu, eu am senzația că este un sistem extrem de ciudat. Eu știu așa, că o femeie gravidă, și puteți să mă contraziceți, domnul Filip sau domnul Pleșca sau Marius Tudor, este monitorizată, este monitorizată de un medic de familie. Femeia știe până la urmă când va intra în travaliu, când îi se rupe apa, cum se spune pe românește, unde trebuie să ajungă, da? A plecat, s-a dus cu o ambulanță, a fost lăsată la spitalul din Urziceni, deși medicul curant era la un alt spital, da? Ceva mai departe, la Slobozia, dacă nu mă înșel. Ei bine, acolo la Urziceni exista chirurg, existau, încă o dată spun, cadre medicale care ar fi putut să preia acea femeie. Ea nu putea merge mai departe, nu putea să riște să nască în șanț. Ei, dar ce să vezi, a născut pe trotuar, domnilor. Domnul Pleșca, e normal așa ceva? Domnul Motin, eu l-am ascultat și eu pe al nostru domn ministru și constat că are același limbaj de lemn ca și toți miniștrii de 34 de ani, un limbaj de ministru de partid de guvernământ, care ne liniștește. Deci, ceea ce ne-a spus el, că totul e sub control, totul e bine, mulțumim cadrelor care s-au implicat, stați liniștiți, totul e bine, totul sub control. Când, de fapt, sistemul ăsta este putred de 34 de ani și trebuie să înțelegem că de atâta timp cât s-a spus că sistemul medical nu a avut bani, deci doctorii n-au fost plătiți. Uite că li s-au mărit salariile, li s-au mărit veniturile și totuși doctorii ăștia au plecat. Pentru că medicina nu este orice fel de meserie. Deci este o meserie vocațională, trebuie să ai și vocație ca să faci meseria asta, nu numai să tai sau să îngrijești sau, da, deși se vede foarte clar că o bună parte a medicilor din sistemul medical au plecat. De ce au plecat? Pentru că nu este problema numai de bani, este problema și de locurile lor de muncă, de spitale care arată îngrozitor. Noi am spus de fiecare dată, deci colegii mei de la București au spus că suntem în stare să facem, să construim de la zero câte un spital pe an. Pentru că banii în țara asta sunt. Problema este că nu sunt direcționați așa cum trebuie și trebuie să ne norociri ca să vorbim de aceleași probleme și să le aducem în fața opiniei publice și, bineînțeles, să vină domnii ăștia de la guvernare și să le împacheteze sub forma de stați liniștiți, totul e sub control. Stați liniștiți, trimitem corpul de control. Da, trimitem domnul corpul Filip, de control. Domnul Filip, omenește vorbim. Domnule, când auzi știre de genul ăsta, da, să nască în fața spitalului pe trotuar, da, fără ca nimeni din spitalul acela să coboare la sărmana femeie și să o ia de acolo pe o targă și să o ducă, nu știu, în cabinetul de, habar n-am, de cardiologie. Ce mai contează? Păi așa o situație este de neconceput și personal nici măcar nu am comentarii. Doar că pot să spun că nașterea este o minune, este o minune, copiii sunt o bucurie, o bucurie. Mamele sunt trimise pe pământul ăsta cu aceste însușiri divine care dau naștere copiilor. Este un ceva ce noi nu suntem în stare să înțelegem și poate că nu trebuie, dar nu suntem în stare nici măcar să asistăm și să facem ceea ce trebuie, ceea ce știm că trebuie profesional în asemenea situații. Cred în același timp că la nivel de abordare a realităților și nevoilor României, nu suntem nici până acum în stare și n-am reușit să realizăm prioritizarea problemelor importante cu adevărat. Sănătatea, medicina, asistența medicală, sănătatea populației, pe de o parte, învățământul, o altă temă foarte importantă, sunt lucruri despre care în zona politică se vorbește des, mult și de realizat
nu realizăm, uităm de la o zi la alta ceea ce este important pentru nația asta, pentru populația României și pentru om în general, ultima Haideți instanță. Să vă mai dau o mostră de profesionalism al cadrelor medicale de la Spitalul din Urziceni. Avem un comunicat de la Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, care spune așa. La data de 31 iulie, anul curent, în jurul orelor 5 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției orașului Fierbinți, Târg, au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un bărbat de 32 de ani din localitatea Fierbinții de Jos ar fi decedat la locuința sa. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă de polițiști, precum și un echipaj al ambulanței, care a constatat decesul bărbatului, ce a fost transportat la serviciul de medicină legală, Și atenție acum, țineți-vă bine. Din verificările efectuate, a reieșit că pacientul s-ar fi prezentat în cursul nopții trecute la o unitate medicală din municipiul Urziceni, unde a primit îngrijiri medicale, ulterior revenind la domiciliu, unde a decedat. Da. În continuare se efectuează verificări, Marius Tudor, acela spital. Deci s-a dus omul la spital, l-au trimis acasă, a ajuns acasă și a murit. Băi, aici vorbim de nebuni? De casa de nebuni? Nu, vorbim de oameni care nu mai au pic de compasiune pentru cei de lângă ei, de oameni care nu-și mai iubesc aproapele. Din păcate, în țara noastră, pacienții sunt tratați ca sacii de cartofi, ca bucăți. Am avut o tragedie în familia mea. Nașul meu a decedat, a suferit un infarct. Dom'le, și la morgă, iertați-mi exprimarea, se spunea, hai, câte bucăți am tăiat azi? Bă, fraților, gândiți-vă doar așa, pentru că n-aș vrea să generalizez. Foarte mulți medici sunt oameni foarte buni pentru că Dumnezeu le-a dat vocația asta și misiunea asta pe pământ. Dar cei care faceți meseria asta doar pentru bani, în momentul în care operați, în momentul în care îngrijiți, gândiți-vă că pe masă, că în fața dumneavoastră e fie tatăl, fie mama, fie soțul, fie soția, fie copiii voștri. Marius, nu mai există umanitate, ai văzut cazul azilelor. Despre asta nu vorbim. Nu mai există umanitate. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre pensiile bătrânilor, seniorilor, zici că e Marius Budăi 2, da? Haideți să o ascultăm pe doamna ministru și comentăm imediat. Pentru a încerca să diminuăm inechitățile, se dorește o egalizare a stagiului de cotizare atât pentru femei cât și pentru bărbați. Există varianta în momentul acesta ca pensiile mici să crească mai mult? Da. 16%, un procent rezonabil, plauzibil pentru majorarea pensiilor din ianuarie? Nu vreau să avansez. Asta atât rezultă din calcul, pe legea actuală. Ați calculat inflația 13,2 plus jumătate din câștigul mediu brut, am înțeles, așa ar ieși, dar nu vreau să avansez date, fiindcă avansa date înseamnă avansa așteptări și îmi doresc ca românilor să le spunem exact, mai ales că aici este o chestiune care ține de o decizie comună la nivelul guvernamental, nu de o decizie directă a Ministerului Muncii. Simona Bucura Oprescu, doamnelor și domnilor, o declarație a la domnul Marius Budăi, reloaded, aș putea spune. Au calculat de-au rupt pensiile, le-au egalizat de le-au îndoit, da? Acum a venit alt ministru la Ministerul Muncii care ne anunță, domnul Filip, ne anunță că, nu știu ce ne-a anunțat. Ce să spunem, e iarăși un subiect care, despre care, ca și în cazul cele două menționate deja, se vorbește de multă vreme și soluțiile se pare că sunt din ce în ce mai proaste. Nu știm care e realitatea, deocamdată este o declarație, forma pusă în discuție, încă se caută soluții pentru ea. Nu avem habar unde o să ajungem cu această realitate care ne amenință în fiecare zi, salarii care asigură în ultima instanță viața și existența. Domnilor, dacă vă întreabă cineva, nu știu, un aparținător care e la pensie, băi, ne poate, ia zi-mă, ce zic ăștia, mă, ce fac ei, că am auzit-o pe doamna ministru care a zis că face echilibrarea prin recalculare pe stânga, pe dreapta, cum? Ce explicați?
Păi, dacă îmi permiteți, domnul Botin, deci știți, noi avem așa niște expresii de-astea care ne bagă în ceață. Eu vreau să dau ca exemplu noțiunea de creștere negativă, dacă vă spune ceva. Ăsta este limbajul pe care ne-am obișnuit deja să-l înghițim pe nemestecate. Oamenii deja nici nu mai sunt atenți la ceea ce spun politicienii ăștia și încearcă să-și caute de viața lor și să supraviețuiască așa cum știu. Dacă ne aducem aminte, din 2018 trebuiau să se mărească pensiile astea vreo 40% până acum. Dar nu s-a făcut nimic. Plus rata inflației. Nu mai discutăm de rata inflației. Da, cum îi mângâiau ei pe așa, pe ceafă, pe ăștia, pe seniori. Lasă că vă mărim noi pensia. Și acum vine doamna ministru care zice că nu știu ce face. Stai un pic, te rog, Marius, că vreau să mai introduc ceva în discuție. Că acum, domnule, sunt atât de hotărâți că o rezolvă și cu pensiile speciale. Măi, da, deci o rezolvăm și cu pensiile speciale. Cum o rezolvă, ne spune colega mea, Alexandra Alexandrescu. Bun găsit, Alexandra. Sau, mă rog, când ne va spune un pic mai târziu, Alexandra Alexandrescu, ce facem cu Simona Bucura Oprescu? Doamna ministru este acolo, evident, ca să execute ordinele șefului de partid, în niciun caz ca să reformeze ceva sau să facă bine oamenilor. Dar vă spun un singur lucru, domnule Botin. Vedeți, dumneavoastră, m-am întors în țară de ceva vreme și am planuri mari să rămân, pentru că vreau să contribui la dezvoltarea unei societăți care să-mi crească copiii așa cum merită. Și în timp ce mergeam pe strada mea dintr-un sat de la marginea Ploieștiului, mă oprește o bătrânică și îmi spune așa: bă, mamă, eu am muncit într-o fabrică, da, mândră și frumoasă de pe vremea posatului și am plătit cotizația mea la stat. Și știi, mă, ce-mi fac ăștia mie? Ce? Și-o întreb, ce? 1100 de lei pensie în fiecare lună. Păi asta e pensia socială. Da, păi atunci, spune, ce să mai muncim? Dau 700 de lei doar pe medicamente. Bun, dar la ce să mai muncim? Dar acum fiți atenți că a început din nou marea, că toți suntem la mare, uitați-vă în spatele meu, marea luptă cu pensiile speciale, după ce Curtea Constituțională a amânat, doamnelor și domnilor, acum pe 4 august, o pronunțare vis-a-vis de această lege votată cu amândouă mâinile de parlamentarii României. Cum vă spuneam, colega mea Alexandra Alexandrescu are amănunte. Bun găsit, Alexandra! Da, bun găsit. Există două principale probleme pe care magistrații le-ar putea invoca pentru a declara această reformă neconstituțională. În primul rând, vorbim despre faptul că prin lege ar trebui ca inclusiv pensii aflate deja în plată să fie recalculate, iar aici ar putea fi invocat principiul care interzice ca legea să se aplice retroactiv. De asemenea, o altă problemă la reformă este acea impozitare de 15% a pensiilor care depășesc salariul mediu brut pe economie de 4.000 de lei. Sunt două probleme care ar putea fi invocate de judecători care ar putea decide în cele din urmă să declare reforma ca fiind neconstituțională, caz în care aceasta se va întoarce în mâinile oficialilor care vor fi nevoiți să refacă practic această lege. Trebuie să ne amintim că vorbim despre o lege care este jalon în PNRR. Asta înseamnă că riscăm inclusiv să pierdem bani europeni dacă în cele din urmă magistrații de la Curtea Constituțională vor decide că nu este constituțional. Mulțumesc, Alexandra. Cu alte cuvinte, domnilor, doamnelor de acasă, românilor, este foarte ciudat atâta timp cât Curtea Constituțională, beneficiară de pensii speciale, atenție, judecă neconstituționalitatea sau constituționalitatea unei legi care taie pensiile speciale. E de râsul curcilor. Îmi cer scuze. Vom vedea ce se întâmplă. Ei bine, o să luăm publicitate. După publicitate o să discutăm despre cel mai nou sondaj cu privire la candidații de la primăria municipiului București. În toate variantele, Gabriela Firea, chiar și independent, va câștiga. Cum se întâmplă? Aflați în câteva minute. Revenim.
Potrivit celui mai recent sondaj, Gabriela Firea este în preferințele bucureștenilor pentru un nou mandat la primăria capitalei. Concret, dacă Gabriela Firea ar candida ca independent pentru funcția de primar general, ar obține cel mai mare procent, 34%. Pe locul 2 este actualul primar Nicușor Dan. Deși este susținut de 3 formațiuni politice, Nicușor ar obține doar 23% din voturile bucureștenilor. De altfel, în ultimele luni, mai multe sondaje au clasat-o pe Gabriela Firea favorită pentru funcția de primar general, asta în condițiile în care mai bine de jumătate dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de modul în care arată capitala. Mai mult, Gabriela Firea este susținută și de Partidul Umanist Social Liberal. Noi am declarat conducerea PUSL că dacă candidata PSD la primăria capitalei va fi Vrânceanu Firea, o vom susține. Dar asta nu înseamnă că odată ce am zis că o vom susține, PUSL-ul să n-aibă candidatul propriu la primăria capitalei. Și poate, cine știe, că lumea asta, noi PUSL să susținem candidatul PUSL, Gabriela Firea. Partidul Umanist Social Liberal, prin forul de conducere colegială, a decis susținerea doamnei senator, Gabriela Firea, la primăria capitalei. Este o decizie pe care a luat-o partidul într-un moment în care toată lumea o ataca pe Gabriela Firea. În cazul de față nu mă miră. Iată că sondajul, am mai spus și Romanda și Mirel Palaza, încă nu făcuse sondaje, dar a spus că e ceva, ia mare încă șanse la primăria capitalei. În ceea ce privește alegerile parlamentare, datele arată că cei mai mulți români ar vota cu socialdemocrații. Surpriza de pe locul 2 este Partidul Aur, care ar obține 22%, iar pe locul 3 se află liberalii. Sondajul Insomar a fost realizat în perioada 24-30 iulie 2023. Au participat 1030 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de plus minus 3,1%, iar nivelul de încredere este de 95%. Da, doamnelor și domnilor, acesta este cel mai nou sondaj marca Insomar. Reiau pentru invitații mei de aici, de pe platoul de la Mare, de la Novum by the Sea. Cu cine ar vota bucureștenii dacă duminica viitoare ar fi alegeri locale? Gabriela Firea, candidat independent, 34%, scurtă paranteză. Scandalul azilurilor nu a schimbat nimic din ierarhie. Nicușor Dan, forța dreptei PMP-USR, adică susținut de aceste partide, 23%. Marcel Ciolacu, de la PSD, 13%. Cristian Popescu, Piedone, PUSL 10%, Rareș Bogdan, PNL 10%. Doar o mică paranteză înainte de comentarii. Există tot felul de scenarii cu partidele care vor susține oameni și astfel procentele ar putea fi schimbate. Dar atenție, în calitate de independent, Gabriela Firea, iată cum spuneam, de la Insomar 34%. În ceea ce privește partidele politice, PSD-ul conduce cu 29%, urmat de Aur cu 22%, PNL 21%, USR 9%, UDMR 5% și Partidul Mișcarea Populară 5%. Aici vorbim doar despre București. Îl salutăm și pe Lucian Iliescu. Mai târziu, dar bine că a ajuns. Mulțumesc pentru invitație. Gabriela Firea, suntem independent. Suntem la mare la noi, nu în Grecia. La mare la noi, da. Deși arată ca în Grecia. Deși arată ca în Grecia. Și chiar mai bine decât în Grecia. Te rog. Da. Eu cred în sondajul ăsta. E făcut în urma acelor evenimente complicate cu azilul Groazei. Românul bucureștean, și acum îmi pare rău că o spun, noi trebuie să învățăm puțin să avem cultură politică. Acum, eu îi înțeleg că și eu locuiesc în București, îi înțeleg că, în fine, virgulă, Nicușor Dan a făcut prea puține, dar haideți să vedem ce a făcut Gabriela Firea pe perioada cât a condus primăria generală. Aici trebuie să se raporteze bucureștenii. Hai să vedem gaura în buget pe care a lăsat-o după 4 ani de mandat. Haideți să vedem faptul că 2 ani de zile, până când hotărârea Curții de Apel București, care a declarat acele companii că nu au fost înființate legal, Gabriela Firea, la următorii 2 ani, adică 4 ani, a continuat și a dublat personalul din primărie. Am avut 3.000 de angajați pe companii și 2.000 de angajați pe administrațiile din primăria generală. Sunt foarte mulți bani care s-au tocat, foarte puține proiecte, multă gargară, mult PR politic. Eu nu știu ce să zic. Probabil că oamenii bucureștenii, cei 30%, empatizează cu nefericitul eveniment.
unde direct Gabriela Firea nu este implicată, dar indirect prin toți acoliții și toată rețeaua care și-a creat-o în an de zile, de la autorități tutelare, Casa de Pensii de la Municipiul București, de la județul Ilfov, toate agențiile alea, că eu mai spuneam odată, MMR, RRR, DSP, DSV, de toți, tot cercul ăsta de fine, afin, cu metriile astea, nu au făcut bine, fiindcă eu am avut o discuție când eram consilier general acum 5 ani de zile și chiar am spus și îmi permis să o spun la televizor. Și pe mine asta mă deranjează foarte mult, eu sunt părinte a 5 copii și am și spus, doamna primar general, aveți 2 copii, sunteți un om celebru, aveți un bărbat celebru, aveți bani, aveți, hai să facem treabă pentru București. Haide să nu mai, banii să nu se mai toace pe apa sâmbetei. Nu a făcut chestia asta. Dacă cineva stă și descoperă, eu unul sincer nu mă pasionează, fiindcă e foarte greu când o viață întreagă nu ai făcut administrație locală să vii și să te cocos pe o funcție de primar general. Iar eu îi rog pe bucureșteni, îi rog, ăsta este cuvântul, să se gândească de 100 de ori atunci când mai aleg un primar de sector, primarul general, măcar să aibă un background politic, să fie și el odată, nu știu, consilier local, să aibă ceva, o legătură cu administrația. Nu poți din ieri să fii deputat și peste noapte să fii primar sau invers. Nu poți să fii primar. Așa s-a întâmplat, Lucian Iliescu, așa s-a întâmplat, Nicușor, dar n-a ajuns din neant. E trist, dar noi nu mergem înainte în ritmul ăsta. Nu mergem înainte, iar partidele trebuie să ciulească ochii. Ce a făcut domnul Piedone, asta este o declarație hazardistă a unui partid care are 3-4%, mai să culeagă voturile de la Gabriela Firea. Gabriela Firea nu va pleca din PSD, va pleca doar, sau nu, mai nu-mi dau seama care e cuvântul să-l folosim pe negativ, pe pozitiv, doar dacă va fi dat afară. Dar nu cred că este cazul ca PSD-ul la ora asta, totuși este, lăsând la o parte lucrurile pe care le-am spus negativ, Gabriela Firea totuși reprezintă un om în politica românească, nu este un om care a venit de ieri de azi. Își face treaba ca senator și a făcut treaba ca senator și înainte să fie primar. Nu vă uimește faptul că scandalul azilurilor, da, care a fost mediatizat și apoi acaparat politic până la urmă, acaparat politic și a cărui victimă a căzut și Gabriela Firea, pentru că a demisionat din acea funcție, deși domnul Ciolacu mi-aduc aminte că a și declarat, nu are nicio vină. Ei bine, scandalul acela n-a afectat deloc acest sondaj. Păi noi încă nu am văzut desfășurarea dosarului. Noi încă trebuie să mai vedem ce se întâmplă în acest dosar. Procurorii probabil încă culeg probe. Tocmai de aceea, Lucian, pentru că toți adversarii politici ai doamnei Firea s-au dus la gâtul domniei sale, în ghilimele, iertați-mi limbajul, făcând-o cumva responsabilă de ceea ce s-a întâmplat. Dacă e să credem în sondaje, așa cum a spus, 22. Dar nu credeți, păi că la care? Să eu, credeți că domnul Botin, 80% sau cum? Nu e vorba de asta, știți, noi acum vorbeam de doamna Firea. Eu aș zice să nu confundăm notorietatea cu câștigarea alegerilor, pentru că mai e un an până acolo și doamna Firea până una alta s-a dat victimă. Deși doamna Firea, chiar dacă e celebră, nu e o victimă, eu o văd un fel de Dinu Păcărturică de genul feminin de... Dar aici, atenție, scuzați-mă, vorbim de intenție de vot, nu de notorietate, de asta, că notorietatea probabil este... De asta am și spus că deocamdată în acest moment faptul că doamna Firea s-a dat victima sistemului, nu știu cum de a reușit, dar uite că a reușit, nu înseamnă neapărat că o să câștige alegerile. Și eu susțin ce a spus colegul de platou, că doamna Firea și-a tras o caracatiță pe persoană fizică, a încercat să copieze modelul voluntari, în parte i-a și reușit. Și după ce a terminat și a pierdut alegerile și a tras și minister tot pe persoană fizică, că a vorbit cu băieții. Așa că, doamna... Da seama, haideți să vă dau un singur exemplu. Apropo de ce spun bucureștenii că ar vota-o pe doamna Firea. Atunci când s-au înființat cele 20 de companii municipale în municipiul București, în anul de grație 2020, dacă nu mă înșel, atunci am început. Vreau să vă spun, nu, 2016, scuzați-mă, 2016 și 2017. Cele 20 de companii au avut sediu la aceeași bancă și ghiciți unde era banca, unde își avea sediu, în voluntari. Nu spun banca că n-are niciun sens. Și gurile rele spun că sediu acelei bănci era una dintre proprietățile unuia din familia. Păi, dar nu e adevărat. Asta da, să stai puțin, Lucia, de ce îmi deturnez ceea ce vreau să spun eu? Am zis aur 22%. Da. Domnul Pleșca zice, păi dacă credem în sondajele astea, păi și în ce Dumnezeu, cât vreți? 50 e greu.
Domnul Botin, eu ca și membru AUR îmi doresc să am 50%, e clar. Deci îmi doresc să câștig, da? Și chiar cred că avem oamenii potriviți pentru a ocupa funcția asta de primar general. Cine? Păi avem mai multe opțiuni. Una din opțiuni este colegul meu, Mihai Enache, care se ocupă de caravana asta medicală, că n-am apucat să spun de ea. Păi nici nu apucați, stați liniștit. Da, da, da. Nu cunoaște lume. Da, cum? Dar Mihai Enache... Da, voi ce te-o plimbați microfonul ăla de la unul lor? La un moment dat nu am simpatizat. Am avut așa, am zis, mă, e un partid nou, e un partid care vine așa pe un val, antisistem, George Simion intră în instituții, în fine, că trece calul, depășește calul de multe ori, sare calul de multe ori. Dar credeți-mă, când v-am văzut lista de europarlamentare, am dat înapoi 40 de kilometri, am dat înapoi. Păi să ne explice domnul Piperea câți bani a câștigat pe vremea doamnei Firea, când era administrator judicial la Radet, să ne spună, dacă n-a fost așa, câți bani a câștigat? De ordinul sutelor de mii de euro sau milioanelor de euro? Să ne explice domnul Munteanu, că l-am văzut pe listă, domnul Munteanu din Republica Moldova, dacă fratele lui a fost șeful SIE Republica Moldova și dacă a fost dat afară pentru legături cu KGB-ul, să ne explice de domnul Garcea, dacă a fost colaborator sau nu al securității, adică asta e lista AUR. Mie îmi pare rău și George Simion ne vede. Poate 20% o i-au fi avut acum o săptămână jumătate, dar după lansarea candidaților, credeți-mă că un om inteligent niciodată nu se voteze pe acești oameni. Îmi pare rău că vă puteți răspunde. Domnul Ilescu, deci noi la lansare am și spus că dorința noastră e de a supune opiniei publice candidații pe care încercăm să-i ducem să ne reprezinte la Bruxelles. Nu înseamnă că lista aia este bătută în cuie, ci este supusă spre dezbatere. Noi așa am și spus. Cu cine? Cu toată populația, inclusiv... Adică vreți să-mi spuneți mie, dumneavoastră, cetățean, cu drept de vot, că n-aveți bătută în cuie lista? Da. Eu zic că o aveți bătută în cuie și vă mai spun un singur lucru, pentru că și eu am fost simpatizant AUR la un moment dat. La un moment dat. Dom'le, la un moment dat, șeful partidului spunea, noi suntem un partid unic, nu acceptăm traseiști. Păi dacă ne uităm pe lista la europarlamentare și dacă ne uităm și pe noi membri ai partidului, cu toată dragostea pentru ce faceți pentru românii de rând care încă mai cred în dumneavoastră, eu cred că aveți foarte mulți traseiști politici acolo. Inclusiv unii dintre cei care se află pe lista la europarlamentare. Nu sunt aici să vă judec. Sunt aici să vă sugerez să faceți lucrurile așa cum le-ați promis românilor de la început. Și așa și vom face. Așa ce? Și vom pentru face. Că s-ar putea ca la un moment dat să pierdeți foarte mult electorat, nu pentru că puneți pe unul și pe altul pe liste, ci pentru că nu vă respectați cuvântul dat. Iar după toată durerea pe care românii au suferit-o și încă o suferă, credeți-mă că nu mai au timp și nici nevoie de o altă dezamăgire. Așa că nu-i timpul pierdut. Bine, hai că acum cumva e prematur, mai sunt multe zile până în 2024. Cred că o să mai facem și emisiune la mare până la alegerile locale din 2024. Anul viitor, când sper că o să vină tot mai mulți români pe litoralul Mării Negre, aici, în România. Bun, după 3 ședințe maraton, doamnelor, domnilor, care au durat 8 ore, liderii coaliției au căzut relativ la pace, mă rog, au căzut de acord, dacă e să fiu în limbaj televizionistic, asupra măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare. Ei bine, posturi desfințate, instituții comasate, dar și vacanțe mai scumpe pentru angajații la stat, o să aflați despre ce e vorba, sunt câteva dintre măsurile anunțate. Economia ar fi de undeva la 6 miliarde de lei. Colega mea, Alexandra Alexandrescu, vine cu amănunte. Bun găsit din nou, Alexandra! Bun găsit, după ce au discutat mai bine de 8 ore în 3 ședințe consecutive, liberalii și socialdemocrații au ajuns la un consens în ceea ce privește măsurile care ar urma să ducă la o reducere a cheltuielilor bugetare. Vorbim în primul rând despre desfințarea a circa 200.000 de posturi vacante la stat, de asemenea comasarea unor instituții publice care au funcții similare. În plus, ar putea fi redus și numărul de secretari de stat cu cel puțin 20%, ar putea fi redus și numărul de funcții de conducere din aparatul de stat de la 12 la doar 8% din numărul total de angajați. În plus, ar
putea fi redus și numărul de membri din consiliile de administrație. La jumătate ar putea fi redus și numărul de membri ai cabinetelor autorităților locale. În plus, voucherele de vacanță ar putea fi acordate doar bugetarilor care au salarii care nu depășesc suma de 10.000 de lei. Spun autoritățile că impactul bugetar pentru aceste măsuri ar putea fi de circa 6 miliarde de lei. Alte 6 miliarde de lei ar veni din cealaltă ordonanță de urgență care aduce noi taxe pentru români. În această privință, în continuare, membrii coaliției trebuie să discute pentru că nu au ajuns la un consens în privința acestor măsuri. Cert este că, spun sursele noastre, că în total cele două ordonanțe de urgență nu vor reuși să acopere decât jumătate din gaura de la buget. Cum putem să fim mai chivernisiți? Cum putem strânge cureaua? Cum putem să eficientizăm sistemul public unde sunt persoane care plimbă niște mape și ar trebui văzut exact ce fac, mai ales în administrația centrală. Să vedem de unde se aduc acești bani, să vedem cât este acea gaură care n-a fost recunoscută în aprilie, mai după cum vă amintiți, sau martie-aprilie și care iată că există și că nu vom crește taxele. Păi ce facem? La un an și 8 luni venim cu măsuri care dau peste cap sistemul privat? Nu putem. Nu putem să venim cu taxe care să împovereze sistemul privat, care deja este supraîmpovărat și care deja gâfâie din cauza unui sistem bancar deficitar, care refuză împrumutul firmelor. Da, Rareș Bogdan, păi ce facem? Venim cu taxe care să împovăreze sistemul privat? Bun, și cum facem? Că dacă faceți reduceri de posturi, 200.000 pe care posturi nici măcar nu le-ați ocupat, e o chestie de asta, ca și cum eu cu familia mea ne-am hotărât să ne cumpărăm pala la Nisa. Dar nici nu avem bani, dar uite că am făcut o reducere, nu mai cheltuim vreo 13 miliarde de euro, nu? Și de cealaltă parte, ce vreți să umplați? La voucherile de vacanță, care, mă rog, era o gură de oxigen pentru România? Habar n-am. Și doar 6 miliarde de lei economie dintr-un deficit total de 40 de miliarde, Marius Tudor. Păi, ședințe maraton. Sunt măsuri care au doar interes electoral, pur și simplu, și permiteți-mi să fiu de acord cu domnul Rareș Bogdan, care spunea că nu e necesar să mai inventăm alte impozite, alte taxe. Fraților, deja prin sistemul de trai pe care îl avem în țara noastră, dacă ne uităm în sistemul construcțiilor, avem mai mulți care lucrează în diaspora decât numărul celor care lucrează în țara noastră. 700.000 versus 400.000. Ne uităm în domeniul agriculturii și eu încă stau și mă întreb și încerc să fac eforturi să înțeleg de ce dacă ai un plan strategic agricol care are 15 miliarde de euro acolo buget, nu-l folosești și tai nu știu ce facilități fiscale pentru agricultori. La un moment dat vorbeam cu un domn care îmi scria pe Messenger, un crescător de animale, domnule Botin. Știți ce îmi spunea? Îmi spunea așa. Fii atent, Marius. Laptele meu la colectare când îl vând, pe el știi că te iau 70 de bani. Și mi-a fost sete într-o zi și am mers. Știi cât am dat pe apă? 2 lei. 2 lei pe apă de la colțul străzii, care crește în pământ, da? Păi laptele ăla vine de la o vacă. Vaca aia are și ea nevoie de naibii, alimente, toate cele. Despre asta vorbim. Cum adică în momentul în care cetățeanul suferă, vii să strângi cureaua? Bă, fraților, vă spun un singur lucru. Și nu vreau să vă judec, că nu ăsta e dreptul meu, absolut deloc. Dar peste o treime din populația României, adică vreo 8 milioane de locuitori, au strâns cureaua în ultimii ani până au ajuns la sărăcie, Lucie. Dacă nu știți ce e sărăcie, Lucie, vă invit cu drag și vă însoțesc. 1. La Patarât, la Cluj, unde îl avem primar pe domnul Boc, da? Și are vreo 1000 de oameni care stau pe la groapa de gunoi și vă mai invit și într-o comunitate de lângă Ploiești, Mimiu, tot așa, vreo 1000 de suflete care trăiesc ca la ghena de gunoi, în ghetou. Și voi veniți să ne spuneți nouă cetățenilor că noi trebuie să plătim taxe și impozite. Păi vă spun ceva, dacă ați reuși sau dacă ați vrea să eliminați pensiile speciale, nici nu știți cât de mult ați recuperat din deficitul bugetar. Într-o țară să ai peste 10.000 de pensionari special cu o pensie medie de 14.000 de lei, într-o țară în care ai peste 1.000.000 de pensionari care trăiesc cu 1.000 de lei pe lună, nu-i rușine, e doar batjocură și mai mult decât atât e o palmă dată pe fața lui Doamne, Doamne, care vă vede și nu o să vă ierte. Domnul Filip, cum e mai bine? Abia strâng 6 miliarde de lei din 40 gaură, deficit bugetar. Da. Cum ar trebui să facem?
E clar că, în primul rând, nu trebuia să ajungem la această gaură de 40 de miliarde. Prima problemă, numărul 1, am ajuns aici din nepricepere, din interes, din diverse justificări pe care nimeni nu mai poate să le corecteze acum, că n-are cum decât în diverse forme care devin grave pentru oameni, devin agresive pentru oameni. În condițiile astea, lucrurile nu sunt greu de dus. Cu seriozitate și insistență și decizie, trebuie intrat acolo unde lucrurile sunt absolut de neînțeles. Zona salariilor speciale, zona pensiilor speciale, zona cheltuielilor bugetare incorrecte. Avem agenții peste agenții, avem ministere umflate cu oameni care, într-un fel sau altul, în primul rând ocupă niște locuri. Avem ministere mai mult decât țări cum e Germania. Nu e în regulă, nu e în regulă așa, la bunul simț, nu vorbim de altceva. Aici este resursa cu adevărat serioasă financiară și ordonarea ei. Ne discutăm despre digitalizare cu resurse financiare serioase. Asta este o activitate care trebuia făcută de mult. Dar dacă n-a fost făcută, ea trebuie pusă pe agendă, în cap de listă pentru economia României și, în general, în ce înseamnă instituții publice. Este un lucru care permite și dă voie funcționării unei economii și a societății, din punct de vedere al operativității, cu mult mai multă resursă umană, iar oamenii... Cu mai puțină resursă umană. Cu mult mai puțină resursă umană, fără discuție că da, și care, disponibilizată, trebuie să meargă acolo unde e nevoie. Pe de altă parte, e la fel de adevărat, avem o zonă de birocrație umflată și avem lipsă de specialiști în domenii serioase, adevărate, de diverse feluri, de la meserii speciale până la specialiști de înalt nivel pe diverse zone. Sigur că da, bugetul, într-un fel sau altul, precis populația va fi afectată, în mod cert, nu se pune problema. Măsuri care se duc spre impozitări suplimentare pe economia privată sunt absolut eronate, greșite, va avea efecte directe în economie și care, în ultimă instanță, se vor repercuta chiar în buget, în bugetul viitor, în bugetul de anul viitor. Cu siguranță că va reapărea munca la negru, va reapărea refuzul de plată taxe impozite și TVA. Lucian, imediat, pentru că aș vrea cumva să revenim la acest areal în care ne aflăm și demersul nostru jurnalistic de a face această emisiune la mare nu este întâmplător. Suntem în sudul litoralului, oameni buni, un loc care se mișcă și se mișcă foarte, foarte repede. Am văzut niște locuri interesante, gazdele de aici m-au luat și au zis: ce, bă, te vrei să te duci la plajă? Nu, lasă, vii tu cu noi să-ți arătăm noi cum ne mișcăm și cât de mult se construiește aici. Iar lucrurile au început să meargă și am aflat, de exemplu, că în stațiunea Venus există o statuie a lui Venus. În orașul stațiune Mangalia, da, avem cel mai vechi tratat economic scris pe un papirus. Sunt niște locuri pline de istorie, cu așezăminte care au fost cele mai vechi atestate aici în România. Ne aflăm noi cu emisiunea 100% în Marea Salvamare. Colega mea, Cristiana Chițu, a fost la plimbare astăzi, aici în sudul litoralului, și s-a întâlnit cu cine? S-a întâlnit cu voi, cu românii, care ați ales, până la urmă, să cheltuiți banii aici în țară. Prima oprire am făcut-o în stațiunea Mangalia, unul dintre cele mai importante puncte istorice de pe litoralul românesc. Ne-am oprit la Muzeul de Arheologie din Mangalia pentru a afla istoria acestei zone. Haideți cu mine! Orașul Calatis a fost întemeiat de coloniști veniți din Heraclea Pontică, sprijiniți de Megara,
Se pare că undeva, conform izvoarelor literare antice, ar fi sfârșit de secol 6 când au venit, dar dovezile arheologice atestă undeva sfârșit de secol 5, început de secol 4 înainte de Hristos, când orașul cunoaște o mare dezvoltare economică, stăpânește un teritoriu agricol destul de întins, de la Șabla în sud până în comuna Cotuvăi sau undeva Vâlcele în vest, Costinești în nord, dar orașul propriu-zis este suprapus de aici și greutățile de a cerceta situl arheologic al Atis, pentru că noi depindem de săpăturile preventive, de hazardul săpăturilor preventive, astfel că orice construcție nouă necesită o cercetare arheologică preventivă și din acest, ca un puzzle, din care sunt 10.000 de piese, noi cunoaștem 100, încercăm să refacem zid, traseul zidului fortificat, locuirile în interiorul cetății, în afara cetății, zonele de necropolă. În anul 1959, când s-a reluat sau s-a început construcțiile noilor blocuri, cartierul în care ne aflăm, aici a fost descoperit un tumul care avea mormântul principal acesta în care ne aflăm și a avut în mantaua tumul o movilă de pământ care proteja și semnaliza astfel mormântul principal. În mantaua tumului au fost descoperite încă o morminte secundară, foarte importantă și acelea, iar lângă undeva la 10 metri sud un rug funerar cu 3 incinerări pe loc. Dar mormântul în fața căruia ne aflăm este cunoscut în geografie, cum am mai spus, mormântul cu papirus, pentru că pe lângă inventarul funerar clasic, care era o amforă, am mai avut și o cunună de laur cu ceramică aurită, dar în mâna stângă a avut un papirus, un volumen de 2 cm, 20 de cm lungime, cu câteva litere grecești care se mai observau. Papirusul descoperit în actuala stațiune Mangalia este cel mai vechi din Europa și datează de la sfârșitul secolului IV. Pe de altă parte, stațiunea are mai multe atracții turistice. Falezei din Mangalia este finanțată de Primăria Mangalia, iar acest proiect își propune ca în viitor toate stațiunile să fie unite, începând cu Mangalia și terminând cu Olimp prin faleză de coastă. Renumitul port Mangalia, dar și plaja liniștită, îi face pe turiști să vină într-un număr record în fiecare an. Din Mangalia am pornit pe coastă către următoarea stațiune. Saturn pune la dispoziția turiștilor peste 13.000 de locuri de cazare în vile, hoteluri, pensiuni și campinguri. Românii care vin aici spun că prețurile sunt accesibile comparativ cu alte locuri de pe litoralul românesc. E superb! Și atmosfera, și asta e stațiunea în care mergem și locul unde mergem în fiecare vară, unde venim. În fiecare vară aici la Saturn? Aici, aici, da. Pentru că e mai liber în primul rând decât în celelalte stațiuni, zona fiind între. Ca și confort e foarte bine, avem aici terasă. Cea mai liberă, cea mai frumoasă, apa e limpede, nisipul e fin, e o chestie excepțională aici. Ne mutăm acum în Venus, stațiunea femeilor. Știați că majoritatea hotelurilor din stațiunea Venus poartă nume de fete? Ce faceți aici? La un concediu, la mare. Cât timp stați? 5 nopți. Și cum vi se pare? Super, față de în alte stațiuni, super. Cu cine ai mai venit aici? Cu prietena mea. Și v-ați distrat? Ce ați făcut? V-ați plimbat? Da, ne-am plimbat aseară prin stațiune. Ce mai vii aici? E prima dată când vii? Da, e prima dată și probabil o să mai vin. Simbolul stațiunii Venus este însăși zeița Venus. Foarte bine. Să mai veniți. Nu e rău. Ideea este așa. Domnul Filip este cel care ne va explica ce înseamnă acel OMG. Celea OMG este președinte. La microfon, vă rog. Da, e în regulă. OMD este Organizația de Management a Destinației, este un concept european, este mai vechi. În sfârșit, beneficiem de creionarea și
definirea lui legală. E o structură bună, interesantă, care pune la aceeași masă mediul de afaceri și administrațiile publice locale din toată zona, acolo unde vorbim despre zonă, destinație de turism. Destinație de turism poate fi mai mică, mai mare și putem vorbi despre Bucovina, despre Oltenia, despre Valea Prahovei, despre, bineînțeles, despre litoralul românesc. Noi suntem organizați aici, în sudul litoralului, în organizația de management a destinației Mangalia și avem în componența organizației stațiuni de istorie, stațiuni de tradiție, stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Jupiter, Cap Aurora, Saturn și, bineînțeles, Mangalia, stațiune Balneo. Mă bucur tare mult că în cadrul emisiunii am ieșit puțin într-o zonă destul de încordată, care crea deja emoție serioasă și în platou și mergem puțin spre turism, spre o zonă mai relaxată, care în sfârșit se justifică și prin prezența noastră la mare sau noastră la mare, cu toții. Putem să vorbim aici despre o organizație de management ca fiind una dintre cele mai reprezentative din țară. Avem în structura organizației peste 40.000 de locuri de oameni. Nu asta este important. Important este asta. Sau, mă rog, aspectul acesta. Demersul nostru jurnalistic este menit să arate că ceea ce se întâmplă aici pe litoralul românesc a devenit comparabil cu ceea ce se întâmplă în alte destinații preferate de români. Este foarte adevărat. Și mai e ceva foarte important. Ca să dea bine, toată lumea spune, bă, ce rău e pe litoralul românesc. Nu e rău, nu e rău. Noi suntem într-o locație senzațională. Invitații mei pot confirma acest lucru, da? Și sunt multe astfel de locații, pentru că nimeni nu este atât de tâmpit să facă afaceri și cumva să păcălească turistul. Cel care păcălește turistul, anul viitor nu va mai avea parte de clienți. Asta este foarte clar. Deci cumva lucrurile se mișcă. Și cumva aș vrea să discutăm câteva minute despre noi, despre români, despre fasonul ăsta de a merge noi, cine știe unde, în condiții chiar mai proaste, doar ca să facem un selfie. Dar aș vrea să subliniez puțin, chiar afirmația noastră este foarte adevărat. După o perioadă în care, într-adevăr, turismul s-a dus într-o zonă în derizoriu, avem câțiva ani de zile, 10 în tot cazul, în care clienții, turiștii au cerut în primul rând și mediul de afaceri au venit și au dezvoltat proiecte absolut serioase. Toată structura și baza materială din zonă este modernizată în momentul de față. Nu mai putem arăta cu degetul structuri care să nu fie competitive la ora asta. Stațiunile din zonă, din litoral, sunt absolut se pot așeza pe harta turismului european fără rușine, fără jenă, fără reținere. Pot să spun că locație ca aceasta în care suntem, regăsim în fiecare stațiune în parte, exemplificată în mai multe, modele. Ia microfonul! Și e important de știut că turiștii au ce să aleagă în tot cazul și el de în ultimă instanță decide. Domnule, microfonul domnului Iliescu, stați așa că... Poftiți. Hai să vă spun un lucru. Eu sunt un om care am călătorit, bine, fac un turism camping și am călătorit de 10 ani de zile în foarte multe locuri din Europa. Este superb aici. Aici unde suntem noi este superb. Dar haideți să vă spun unde este drama. Drama este că indiferent ce va face privatul, atâta timp dacă nu este ajutat și de administrația publică locală, nu va reuși în termenul de să mulțumească românul aici. Și vă spun și de ce. Am ajuns aici, în Olimp. Îmi place superb unde suntem. Nu știu dacă avem voie să spunem, dacă nu avem, da, spunem, nu? Dar eu am spus, sunt la Nou Mumbai de Sit și le mulțumesc gazdelor, aici, le mulțumesc gazdelor pentru primirea extraordinară pe care ne-au făcut-o. De la Suzeaua Națională, am trecut peste o barieră, o carieră, să lucrează, adică mă, totuși, eu înțeleg că suntem undeva în luna august, este vârf de sezon, mă, dar tu ca administrație locală, vino măcar și fă curățenie.
Săcară, în fine, se îndiguiește mare, un lucru extraordinar, câștigăm teren pentru România, câștigăm plaje, dar vino măcar astea două, trei săptămâni, o lună de zile, cât poți să vii, vino și fă curățenie, spală, dacă se poate, șoseaua, că vorbim doar de vreo 2 km, nu vorbim de foarte mult. E regulă, și aici nu doar, cred că nu doar la Olimp se întâmplă, nu numai la Olimp. Nu, absolut deloc. Se întâmplă în multe alte locuri. Sigur că da, eu am ales litoralul românesc pentru că mi-a lipsit și România, din punctul meu de vedere, e o țară binecuvântată, ai și munte, ai și mare. Și la sfatul părinților mei, am mers în Costinești la un moment dat, într-un resort care prin anii 2000-2002 era piesă. Acum e horror, dar să știți că nu dau vina neapărat pe cei care îl administrează, pentru că în timpul pandemiei măsurile care au fost luate le-a distrus pur și simplu, le-au distrus afacerea, da? Pe de altă parte, dacă la noi în țară, de exemplu, companiile private, cum sunt resorturile, nu au fost susținute îndeajuns de mult încât să renască, în alte țări au fost. Și vorbeați dumneavoastră de această diferență enormă dintre ce se întâmplă aici și responsabilitatea autorității publice locale. Doamne, vin și dau și eu o soluție. Nu sunt atât de cunoscător, dar măcar am citit că am fost prin ele. Există și la nivelul municipiilor, orașelor, grupuri de acțiune locală, prin care, printr-un parteneriat public-privat, pot fi accesați, de exemplu, bani din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Și nu vorbim aici de sute de mii de euro. Vorbim aici de proiecte de milioane de euro, prin care infrastructura care te primești, da, vrei să conduci cu mașina ta pe un drum bun. Vei Marius, ca priveniștea să fie frumoasă. Este, da. Uite, acum înțeleg de ce organizația unde, pe care dânsul o conduce, cum se cheamă organizația? Organizația de management. De management. Da. Aceste organizații și nu este doar pe plan local, nu? Doar pe plan local. Da. Trebuie să existe în toate zonele din România, fiindcă astfel de organizații pot pune la masă. Sigur că da. Autoritatea publică locală, patronii respectiv, grupurile de acțiune locală, grupurile, aduc firmele private la aceeași masă. Da, dacă îmi permiteți, domnul Filip. Adică, fiindcă suntem pe subiectul ăsta, pe tema asta, OMD-ul este, din punct de vedere legislativ, legiferat, are 6 luni de zile. Ea se adresează, are scop și este înființat până acum vreo 18 OMD-uri de astea locale și el e conceput prin lege foarte inteligent pe... Acum vă întreb un lucru, cine răspunde pentru praful ăsta la intrarea în stațiune, unde aici sunt probabil 10.000 de turiști? V-ați întâlnit într-adevăr cu cariera de piatră care este suportul dezvoltării digurilor care se văd acolo, se lucrează pentru digurile astea, pentru un proiect mare de peste 1 miliard de euro, care înseamnă lărgirea suprafețelor de plaje ale României. Din păi stai puțin, Lucian Iliescu, dar în același timp cum să facem? Să închidem... Suntem mai catolici decât da, papa. Exact. Ce facem? În perioada de vară, când se poate lucra și asta, oprim lucrările? Că, bun, nu. Eu înțeleg. Nu. Autoritatea locală trebuie autoritatea să vină locală... și să-și ia toate măsurile astfel încât că vin și să cară bolovan de 4-5 tone, că se vede, nu știu dacă... Dar, camera, așa este, adică chiar se lucrează la proiectul ăsta. Vină în spate și fă curățenie, fiindcă nu-i cari unul la două minute. Altceva, apropo de curățenie, lasă-mă să spun ceva. Vreau să vă spun ceva. Am stat de vorbă cu patronul, proprietarul hotelului la care sunt eu cazat, unde stau, și care a adus forță de muncă din Nepal. Deci am fost la micul dejun și acolo erau, ce să vezi, 80% Sri Lankezi, nepalezi și așa mai departe și restul la sută români, 20%. Și îmi spunea, vreau să-i angajez, dau salarii foarte bune, ca să vezi o legătură de cauzalitate în asta, dau salarii foarte bune și ce să vezi, nu găsesc, vin o zi și pleacă. Atenție! Și așa este peste tot. Da, ca să iei oameni la curățenie trebuie să-i găsești și nu-i găsești. Ca să iei oameni să facă niște lucruri trebuie să-i găsești și nu-i găsești. Da. Culmea. Iar într-un alt plan găsim ospătari din România în braserile din Italia, salariu, din Franța. Depinde ce înseamnă salariu bun. Eu sunt de acord. Problemele sunt complexe, extrem de complexe. Nu sunt simple. Nimic nu se poate rezolva așa. Bun, dar vi se pare dumneavoastră... Important este că drumul pe care se merge în zona de turism, de litoral, drumul are coerență, este în regulă. În România să merge pe un drum bun, atenție. Nu. În
România. Trebuie spus că în România, indiferent, odată cu accederea, intrarea noastră în Uniunea Europeană, cu așa stângaci cum am fost noi, cu pandemia asta care n-a fost doar în România, a fost peste tot și consecințele le-am văzut în ce a spus în materialul prezentat înainte, că acest guvern, stânga, dreapta, trebuie să asigure stabilitatea țării, să ia cele măsuri corecte. Dacă ei nu vor lua măsuri corecte, România va avea de suferit și nu știu dacă PSD și PNL vor avea de pierdut. Fiindcă au 1000 de primari. Hai că am dat o politică și eu cred, Lucian Iliescu, eu cred că ea politica nu are ce căuta în momentul de față în ceea ce vorbim noi. Păi, eu fac această emisiune aici la mare. Dacă vor lua măsurile astea Lucian, în construcții, este foarte vor pierde. Ușor să zicem, România bă, va pierde. Bă, ca aia, bă, ca aia. Nu, frate, hai să facem așa. Și eu propun așa. Bă, fraților, T0, ai fost în Grecia. Să vezi cât praf e și cât e asta și cu focurile, nici nu mai vreau să mai discut. Deci, da? Și totuși românul se îngrămădește acolo, de ce? De ce? Ca să dea bine pe Facebook. Avem o problemă, o altă problemă pe care vreau să o spun. De exemplu, nu sunt adeptul ca în sistemul de stat România și statul român să dea unele facilități, iar sistemul privat să nu le dea acele vouchere de vacanță. Iar eu spun, chiar dacă deranjează sau nu deranjează, nu știu ce vrea să facă domnul Ciolacu în privința asta, o parte din prețurile exprimate și pe litoral și la munte au și cântăresc și de aceste vouchere care sunt date. Sunt prețuri la camere care au crescut exponențial cu faptul că unii oameni obțin aceste facilități de la statul român. Îmi pare rău să o spun, sunt foarte multe locații și în România și în altă parte care arată senzațional și încă și-au ținut un anumit preț. Sunt alte locații care unde au prețul crescut datorită acestor vouchere sau din cauza pe de altă parte, nu vă supărați, indiferent ce într-o lume, deci, într-o piață reală este de cerere și de ofertă. V-ați poziționat pe voucherul de vacanță, un instrument care sprijină pe de o parte oamenii care merită să ajungă la mare, sunt familii de 1000 de lei, 1500 de lei, să dați-mi voie să când vinzi apa asta, cu 2 lei, dacă și peste noapte o vinzi cu 3 permiteți, lei, are și această componentă. Sunt familii care, componenta asta este obligatorie, sunt familii care nu pot să ajungă la mare dacă nu beneficiază de un anume... Sunt familii care nu ajung la mare. Dar lucrați la stat? Sunt. Domnul Iliescu, doar o mențiune, permiteți-mi doar să fiu de acord puțin cu domnul Filip, fără să deranjez. Uitați, există, nu mai puțin. Există în țara noastră, profesori, de exemplu, numai puțin. Ele asigură puțină bucurie celor care nu își permit. Păi 1400 de lei înseamnă două. Nu, dar nu-i vina profesorilor și a voucherelor. Nu-i vina lor, e vina hotelurilor care pur și simplu instrumentalizează voucherele astea în interes personal. Adică zic așa, bă, dacă statul îi dă unui profesor care nu își permite să meargă la mare un voucher de 1400-1500, nu-i dau 6 nopți de cazare, mă duc și cresc prețul și îi dau 2. Aici e problema. Și facem o comparație. Păi, unii dintre noi, probabil am fost pe aici și pe acolo, da? Știți dumneavoastră că, de exemplu, 3 nopți de cazare, care ar costa aici în țara noastră vreo 600 de euro, cu all inclusiv, zicem, da? Ar însemna undeva la 6-7 nopți de cazare cu all inclusiv în altă țară? Știți lucrul ăsta? Asta-i din acest motiv mea. Foarte mulți români aleg să plece acolo. Românul să rămână aici, indiferent ce vreți să spuneți, nu. Probabil că vorbiți despre niște oferte speciale care se fac în anume perioade de timp și de perioadă de sezon în diverse destinații, atractive într-adevăr, care îți dă minim de serviciu în zona respectivă. După ce ajungi în zona, că mai sunt și alții care au fost și știu despre ce este vorba, mai scoți de 3 ori prețul ăla din buzunar ca să-ți faci o vacanță de aia de 7. Eu vă vorbesc din experiență. Numai o secundă. Iar când vorbește, cum vorbește colegul de platou și spune că 2 nopți de cazare înseamnă 1400 de lei, este vorba probabil că există vreun hotel și de nivelul ăsta, mi se pare exagerat, dar este vorba probabil de perioada de super vârf de sezon. Să nu uităm că operatorii din turism au în același timp, în septembrie, în iunie, până pe 15 iulie, tarife și prețuri cu 30-50% mai mici decât cele din august. În același timp, ofertele pentru perioada asta sunt lansate pe piață, pentru piața românească, trebuie să cu alte se prețuri. Și aceste vouchere de vacanță într-o perioadă nu alegeți vârfurile și comparați cu maximii cu minimul din Turcia, de exemplu. Ca să nu mai domnule, iertați-mă că vă spun, acum niște ani de zile gândirea asta avea și doamna Firea când era primar general. A venit și a spus, domne, dăm 5.000 de vouchere să-și cumpere
bucureștenii biciclete. Păi vă spun eu, au aplicat 50.000 de bucureșteni, s-au găsit dublați, triplați, 30.000 de vouchere de 500 de lei și știți ce s-a întâmplat după aia? O bicicletă care costa 500 de lei, costa 800 de lei. Lucian, voucherele de vacanță vor fi scoase. Vor fi scoase sau este impozitate un lucru de către, de către guvernul Ciolacu. Dar nu asta este problema. Nu aici vreau să ajung. Că tot ajungem la concluzia că e rău. Și cumva nu e scopul acestei emisiuni. Bă, fraților, hai să fie perfectibil ce se întâmplă aici. Eu vreau ca România în 3-4 ani, da, să fie destinație turistică sau să redevină destinație turistică pentru foarte mulți dintre români. Sunt locuri senzaționale și nu mă refer doar aici la sudul litoralului, mă refer în delta. Vorbesc de Valea Prahovei, de Bucovina, de orice. Să oferim și pe litoral și la munte, să oferim condiții extraordinare, că aici o înțeleg și pe oamenii de la Constanța. Nu, pentru două luni de, două luni de vară, tot timpul anului. Nu poți să-ți comprimi tot profitul ca să stai două luni. Trebuie să existe facilități și asta doar... Ce înseamnă facilități? Ia traduceți-le în cuvinte. Cum ce înseamnă facilități? Ce înseamnă facilități? Asta înseamnă o deschidere către români. Ce înseamnă hoteluri deschise? Nu, domnule, lăsați-mă cu vouchere, că românul ar veni să vadă Marea Neagră și în luna decembrie. Să știți. Și în luna ianuarie ar fi o categorie care spun, domnule, eu vreau să mă prind cu soția mea să văd frumusețea asta. Luăm publicitate, doamne, pentru 60.000, dacă știm să-i atragem. Lăsați chijetul. Luăm publicitate. Imediat după publicitate o să vorbim de Ionel Arsene, de fapt de consoarta domnului Arsene, zis și Ciorăpel, care este alergată de creditori în aceste zile, iar Ionel este bine mers în Italia, unde, ce să vezi, este om de afaceri. Revenim în câteva minute. Exuberanță. Am revenit, doamnelor și domnilor, la Marea Salvamare, aici de la mare. Nu mai avem foarte mult timp și am vorbit foarte mult despre bune și rele și dezbatere și turism și de ce să venim pe litoralul Mării Negre aici în România. Din foarte multe motive, oameni buni, pentru că banii trebuie să rămână în țară și da, sunt lucruri care sunt sau trebuie să fie perfectate. Este adevărat, dar trebuie să avem cu toții educația de a face și de a fi turiști, de a face turism, dar și de a fi turiști. Domnul Breșca. Da, mulțumesc că în sfârșit am posibilitatea să vorbesc, domnul Votin. Eu sunt constanțean. Știți, ca orice constanțean, eu sunt foarte iubit de către prietenii mei, mai ales vara. Ca să putem să avem succes, trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să spunem că litoralul românesc are și părți bune, are și părți rele. Ceea ce se face aici este o chestie extraordinară care ajută nu numai faptul că se va atrage foarte multă lume înspre litoral pe partea de sud, ci ajută pentru recalibrarea celebrei stațiuni Mamaia. Da? Deci, că de fapt asta este problema. Deci se fac foarte multe lucruri bune, dar se fac și foarte multe rele. Deci discuția negativă care a fost până acum în platou, am simțit-o și, de fapt, exemplele au fost din stațiunea Mamaia, nu de aici, din sudul litoralului. Și, repet, sudul litoralului trebuia să apară ca și un pol de business pe turism, ca să fie, cum să vă spun, o contrapondere în ceea ce s-a întâmplat. Păi și a apărut domnul Pleșca. Vă mulțumesc tuturor pentru emisiune. Vă așteaptă pe fiecare dintre voi un cadou din partea 100%. Și din partea partenerilor acestei emisiuni, cărora le mulțumesc foarte tare. Și acum dați-mi voi să mă ridic un pic la Vasea, da, acolo, și mă mut de pe general la Vasea, pentru că vine Anca Alexandrescu în curând și culisele statului paralel. Bun găsit, Anca! Bună seara, Laurențiu! Mă bucur că te-ai dus la mare. Am o rugăminte personală. Poate te duci un pic și prin Constanța, pentru că astăzi am niște filmulețe speciale cu domnul primar de la Constanța, care promitea în urmă cu 3 ani
ani de zile bazinul olimpic și poate a ajuns pe Constanțel să-l găsească, dar dacă l-a construit pe undeva. Am și niște imagini cu o nouă parcare pe care a construit-o, unde e apa până la genunchi, a filmat chiar colegul nostru, Raul Giuglea. Îți trimit filmulețele după emisiune, poate te duci dacă, dacă tot ești acolo. L-am primit și eu, Anca. Poate te duci și tu să vezi acolo ce se întâmplă, pentru că domnul primar de la Constanța a zis că care, domne, presă? Ce să caute presa la ședință? Ăștia nu-s presă care, pe care îi aduceți voi pe la ședințele. Adică noi nu mai facem presă, ca să înțelegi. E adevărat că unii nu mai fac presă. Ai văzut, se ceartă Godină cu cei de la Recorder. Eu am vrut să fac o faptă bună și să arăt investigația pe care au prezentat-o cei de la Recorder. Și ce să vezi, au început să se certe între ei. Despre asta o să vorbim în emisiune, dar cel mai grav este ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Urziceni, Laurențiu. Bănuiesc că ai văzut și tu, ai vorbit despre acest lucru. Dimineața am primit filmulețul de la jurnalistul care l-a făcut public, care va fi în legătură directă cu noi în această seară, domnul Cismaș. Numai că e un amănunt pe care nu-l știți. Soțul doamnei manager, care e manager de 6 ani și jumătate la acest spital, a fost prins cu fiola de băutură în birou. Nu-i problemă, nu era decât șef la poliție. Chiar șeful de la ANPC l-a prins băut în birou. Acolo e cu poveste, cu bătaie lungă la spitalul ăsta. Astă iarnă au trebuit să fie mutați toți pacienții la spitalul județean, pentru că medicii și doamna manager și-au luat vacanță de sărbători. Deci ar fi trebuit de mult să plece doamna manager de acolo. Despre asta și multe altele vom discuta însă de la ora 18, timp de 3 ore. Felicitări, Laurențiu, pentru demersul tău de la mare. Îți țin pumnii și încerc să-ți trimit cât mai multe materiale pe care să le faci acolo legat de litoral. E bine că promovezi litoralul românesc, avem nevoie de asta. Sunt multe lucruri de îndreptat, dar totuși ce e al nostru, e al nostru, trebuie să apărăm. Mulțumesc încă o dată, încă succes la emisiune, doamnelor și domnilor. Mâine ne revedem la aceeași oră, în aceeași locație, cu marea în spate. Am spus-o la începutul emisiunii și o mai spun acum. Veniți la mare în România. Nici nu știți câte locații superbe sunt în care te vei simți mult mai bine decât oriunde în lume. Mulțumesc invitațiilor, cadou vine pentru dumneavoastră și mulțumesc partenerilor acestei emisiuni și vouă că vă uitați la 100%. A început, doamnelor și domnilor, Marea Salva Mare, pe mâine!